Am terminat prin urmare aceste suite de produse. Ele nu sunt atribute, dar erau și ele necesare și, să zic așa, sunt asemănătoare cu atributele, în sensul că putem găsi cu ele produse similare. Vedem că putem să selectăm. Am văzut și la orice produs, dacă să zicem Caianu parcă aveam. Dacă îmi caut produsele, aici când le editez, văd și în ce suită sunt. Aici vedem că am făcut suita și putem să mergem direct în suita respectivă să o edităm. Deci cam atâta cu suitele, să examinăm puțin ce avem de făcut în continuare acum. Vedem diagrama noastră de bază de date, deci avem o relație polimorfică între produse și aceste atribute, da, o relație many-to-many polimorfică. Deci acestea sunt atributele, aici toată interfața am setat-o deja, ele aparțin unei secțiuni atributele, deci trebuie să facă parte dintr-o secțiune. Fiecare atribut poate să aibă mai multe valori, de exemplu mărime încălțăminte, poate să aibă nu știu câte valori, sau mărime haine, size, closing size sau așa, și poate să aibă mai multe. Deci toate acestea noi le-am implementat deja. Am implementat și partea aceasta cu care mi-a venit mie ideea pe parcurs, deci cu suitele. Deci vedem că sunt legate de secțiuni aici suitele și o suită poate să aibă mai multe produse. Și deci la rândul lui un produs aparține unei singure suite. Deci avem o relație one-to-many, asta am implementat-o ca să vedem produsele similare în interfață, am văzut. Și acum trebuie să implementăm partea aceasta de deocamdată nu unitățile de stoc, ci partea aceasta între produse și atribute și valori. Deci aceasta trebuie să noi fiecărui produs va trebui să îi putem adăuga un atribut pentru filtrare. De exemplu, trebuie să-i adăugăm culoarea produsului. Nu este unitate de stoc asta, deci vedem, alea o să fie separat, o să trebuie gândite pe fiecare caz în parte când punem atribute pentru unitatea de stoc și când punem atribute pentru altceva. Deocamdată nu luăm în seamă stocurile, pentru că sunt mai complicate, va trebui, cum să zic, să facem o întreagă serie de tutoriale pentru stocuri și pur și simplu pentru filtrarea produselor să poată găsi după culoare, mărimea, de exemplu, chiar clar e o unitate de stoc. Culoarea poate să fie și de stoc, că de-aia avem one to many, deci poate să fie și de stoc, poate să fie și de unitate. Să zicem să căutăm. V-am mai arătat eu cum apar aceste atribute în cazul de pe runningpoints.com. Haideți să le mai vedem o dată ca să ne fie clar ce avem de făcut. Deci suntem, să zicem, pe pagina unui produs. Aici avem cum avem noi more colors, de exemplu, pe culoare e aceea suită, deci gel Caiano, și ei se referă la culoare, că ar fi atributul respectivei suite, dar unitatea de stoc ar fi la mărime, deci fiecare de aici este un produs separat introdus în baza de date, se vede că are altă galerie foto, are așa, deci e ceea ce am făcut noi, să zicem, cu suitele de produse. Deci aceste produse aparțin acelea suite, gel Caiano 29, să zic, și caracteristica principală ar fi culoarea în cazul ăsta. Dar noi vedem aici la Product Detail, vedem că avem, ei zic Collection. Am vrut și eu să-i zic Collection, dar mi-a fost că intră în conflict de nume cu cine știe ce, prin Laravel se folosesc foarte mult colecțiile și să nu fie un nume rezervat, să zic așa. Și vedem, avem culoarea primară, a doua culoare, Brands Color Name, deci tot felul, upper material, inner material, insole, vedem toate acestea sunt produsele, au valori, anumite valori stricte și la fiecare pantof, să zicem, la fiecare model avem
astfel de atribute, care poate să fie aceleași sau diferite, bineînțeles. Și noi asta vrem, din ce cauză? Pentru că, de exemplu, când dăm running shoes, să avem aici filtrele noastre. Vedem, în exemplu, aici se pot selecta după culoare. Și, acum v-am spus, atributele poate să fie și ca unitate de stoc și ca unitate de prezentare, să zic așa. Deci, uitați, dacă dau pe culoarea asta, mi-apar numai culoarea asta. Vedem deschisă un fel de roșu la culoare. Probabil ia și culoarea întâi și culoarea a doua și așa mai departe și vedem din nou proprietățile pe aici și shoe size care este unitate de stoc. Deci trebuie să o selectăm ca să putem comanda. Deci aici se măsoară stocul cu aceasta. Dar la stocuri va trebui să facem, nu știu, chiar mă gândesc la un panou separat de administrare, pentru că sunt mai multe lucruri. Putem să lucrăm pe statistică, de aceea va fi, să zicem, partea avansată a tutorialului cu stocuri. Deocamdată noi o să mergem cu recenzii, cu ce mai e de făcut în interfața noastră. De stocuri ne ocupăm într-o serie separată și deocamdată vreau să fac aceste atribute, să le adaug valori și după aceea în frontend să facem o componentă LiveWire atunci când afișăm produsele în liste și de unde să putem selecta diferite produse. Așa, și cum am gândit să fac, să mai adăugăm un butonel aici și să spunem atribut, să găsesc și o iconiță frumoasă și să facem un atribut. Deocamdată vom începe prin a face ruta, deci va trebui să edităm produsul cu un ID, să zicem. Dacă ne uităm puțin cum ne-am organizat, ca să nu facem nici prea multe fișiere, deci noi în atribut avem și rutele de pentru suite, avem și rutele cu care am lucrat atributele pentru secțiuni. Iar noi acum vrem să vedem, să facem rutele pentru, deci aici să scriu rutele. Așa, rutele pentru seriile de produse. Iar acum vreau să facem și, deși aici ar fi de sus, să comentăm Ctrl-C, Ctrl-V, rutele pentru atributele secțiunilor. Și vom folosi tot acest fișier și pentru să nu mă, dacă i-am și zis atributi, deci toate sunt legate mai mult sau mai puțin de atribute. Și o să-i zic rutele pentru atributele produselor. Așa. A trebuit să facem, bineînțeles, și un control, deci am mers pe ideea să facem tot în fișierul de rute atribuți. Și vom ia să îl vedem, să-l copiez pe tot. Dacă mă lasă să mă duc. Ctrl-C. Aici să nu uit route. Route prefix staff content și o să mai pun un product attribute înainte, middleware o staff admin name și aici admin attributes product attributes. Așa, deci asta va fi prefixul. Nu mai adăugăm pur și simplu. Și acum route get list attributes controller. Aici nu avem nevoie, deci haideți să le ștergem pe toate ca să nu ne încurcăm, să știm ce avem de făcut de la zero. Ok, deci acum am rutele, am numele admin products, staff-ul am aici prefixul, deci trebuie doar să adaug
pe lângă asta trebuie să adaug doar numele cum e aici. Deci section attributes, aici o să adaug product attributes. Deci prima rută, ce vrem să facem? Vrem să afișăm pagina de editare a atributelor pentru un singur produs. Și vom avea route. Deci haideți mai întâi să facem și formula, controllerul, pardon. Deci să-l vedem, să le vedem pe celelalte unde sunt, ca să nu greșim. Deci admin, attributes value, admin products, deci pe aici section suites, ia să vedem, product suites, o să zicem product attributes. Deci este în asta, ca astea sunt componentele. Ia să vedem, admin, content, suite controller, attributes control product attribute. Deci o să vin aici. Deci o să zicem PHP artisan make controller. Îi vom spune admin content product attributes. Ni l-a creat, îl vedem aici. Ne întoarcem în rute aici, îl avem. Și deocamdată s-am zis să afișăm pagina de editare. Deci route get, afișăm o pagină. Pe lângă atribut o să zicem show show attributes values. A, așa, deci că vrem să afișăm și atributele, dar și valorile lor. A, așa, show attributes values și pentru produs ID. O să avem un parametru obligatoriu, ID-ul produsului. A, așa. Și acum o să avem products attributes class iar funcția să-i spunem show, dar bineînțeles în ghilimele, show products attributes, ca să știm ce vrem să facem. Și acum name va fi, deci noi avem admin products attributes, să vedem așa, și vom avea list, ca să mergem cu aceeași list. Control-S. N-am salvat, acum trebuie să luăm funcția asta, Control-C, și să venim aici. Și deci afișăm pagina de selectare a valorilor pentru un pentru atributele unui produs. Deci asta e funcția, o să avem un $ID. Deci public function show attributes de $ID. Și acum trebuie să mai facem și o vedere. Deci o vedere blade normală. Deci ne ducem în resource, views, admin, content, aici la attributes, să spunem, deci o nouă vedere, new file,
o să fie product attributes blade.php. Și să vedem ce importăm. Deci admin template, control C, control V și end section. Control S. Și să vedem puțin și aici, deci asta trebuie să facem, control C, products, control V, pardon, deci închidem și închidem și main-ul, control S, și acum haideți să punem și aici un H1, să zicem editare atribute pentru produsul pentru, și o să punem, pardon, dollar product name. Ok. Deci ne întoarcem frumos în controller acum și aici o să zicem dollar product este egal cu product find or fail de $ID și avem return, să vedem ni la, dacă ni l-a importat, import class, să l avem aici, da, ni l-a importat acum, return view. Și vederea care o să fie product attributes, dar văd că nu am selectat-o chiar bine, deci product attributes la plural. Deci haideți să vedem dacă mi-o ia. Product attributes, dar bineînțeles că mai trebuie să mai avem în față și admin content attributes product attributes. Așa. Și vom avea with product dollar product. Aici o să vedem ce facem, ne trebuie. O să vedem cum poate optimizăm aceasta în funcție de ce valoare avem nevoie. Dar deocamdată să vedem că merge, mai trebuie să mergem în vederea care afișează produsele. Deci, probabil că pe aici, în list blade, deci în product, admin content product, și trebuie să vedem unde avem, noi avem un liveware admin admin products. Deci avem acolo, afișăm într-o vedere liveware. Resource views liveware admin products. Așa, deci aici afișăm și mai vrem un butonaș. Să-l vedem și unde e. Deci haideți să... Deci aici am buton, editează produs. Deci mai băgăm un buton așa. De fapt un A. Class. Și vom avea BTN. BTN, nici nu mai știu ce culoare să-i pun.
Să-i punem deocamdată BTN Lite. Și cam atât. Și după aceea, bineînțeles, href route și vom avea cum i-am zis noi, să ne uităm în listă, deci avem list, dar avem nume, admin, products, attributes, list. Și aici list. Așa, și să-i aduc eu și un fontă USO. Și i-am găsit eu acesta cu task, să vedem cum arată. Deci, deocamdată dau Ctrl S și haideți să vedem cum arată. Deci ne ducem în Chrome. Dăm repede un refresh. Missing required, dar noi am, bineînțeles, am uitat să-i punem și parametrul de la Product ID. Deci ne ducem frumos aici, în VS Code, și aici la ruta asta, bineînțeles, are un parametru care va fi $product ID. Am salvat, ne întoarcem înapoi și dăm un refresh. Și acum, bineînțeles, mi-a apărut asta, nu e round buttons, aș putea să o fac puțin mai mare, ca să mi-apară totuși în linie, viadmin, content attributes, deci nu mi-a găsit vederea acum. Haideți să o caut. Da, am văzut ce am greșit, trebuia să pun cu, doi, cu un singur T, dar o să o corectez aici la denumire. Da, vedeți că am greșit admin products, nu, products attributes aici. Vedem că am scris cu un singur T, deci o să-i dau un rename ca să fie corect scris în engleză, attributes. Așa, deci acum și mă întorc și în control și aici trebuie să fie 2 de T. Control, deci a fost un mic typo. Zic, deci fiind atât de lung calea, e normal să mai greșim câte ceva am scris. Dăm un refresh acum și vedem că am ajuns. Haideți să mai vedem ce facem cu butonelul respectiv. Deci aici aș vrea să-mi fie tot rotund, ca și culoarea e deocamdată ok, zic, admin products, deci BTN Lite, dar să mai îl fac și BTN Small și BTN Circle. Ca aici, Ctrl V și aici TD with 150 se pare că nu ajunge. Haideți să-i dăm 180. Să fie poate așa merge. Salvăm. Ne întoarcem în Chrome. Dăm un refresh la pagină. Și acum, într-adevăr, îmi apare aici. Mai trebuie să-i dau FA2X ca să se vadă mai bine aici la iconița noastră FA2X, să se vadă ceva mai bine. Dau acum refresh și acum într-adevăr l-am aici și va trebui exact ca și la editare. Vedem că, de exemplu, dacă sunt pe pagina 6, să zicem, și editez un produs, dacă mă întorc înapoi, return, mă întoarce tot pe pagina 6. Da? Deci asta vreau să implementăm și aici, pentru că nu se știe pe ce produs, putem să avem mii de produse și vrem la return să ne întoarcem efectiv pe pagina respectivă. Și după aceea vom gândi tot formularul, e ceva mai special cu relația respectivă, vom vedea
cum am implementat-o și așa mai departe și cum e cel mai bine să afișăm valorile atributelor. Aceasta începând din tutorialul următor. Deocamdată am făcut baza, în sensul că mi-afișează pagina noastră de produse. Va trebui să facem și să aranjăm frumos și breadcrumb-ul și așa mai departe.